Probabil cea mai tare știre de la selenizare încoace. Nicușor Dan s-a tuns. Primarul celei mai împuțite capitale europene spune că a făcut asta la cererea bucureștenilor. Îi și văd pe bucureșteni cum stau ei și se gândesc la claia lui Nicușor ca să mai scape de duhoarea de gunoi din cel mai important oraș al țării. Îi și văd pe bucureșteni cum stau ei așa și se gândesc dacă și-o fi tăiat Nicușor Dan unghiuțele doar ca să mai scape de imaginea grotescă a malderilor de gunoaie. Îi și văd pe bucureșteni cum stau ei așa și se întreabă dacă Nicușor Dan stă bine cu digestia, doar mai evadează din peisajul suburban al capitalei. Îi și văd pe bucureșteni cum ni se aia lor dacă Nicușor Dan mai are detergent sau trebuie să se ducă să-și mai ia. Primarul cel mai împuțit București din toate timpurile a ținut chiar să menționeze că s-a sacrificat de când a intrat în politică și a renunțat la lucrul rebel pentru ținuta office. Aceste cuvinte ne doare. Paradoxal, deși e matematician, Nicușor Dan pare să aibă subtilitățile unui frizer de făurei. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din prima parte a emisiunii, domnul Teodor Stolojan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc pentru emisiune, invitație. Și mă bucur că sunteți back in business. N-am încotro, trebuie să-mi câștig cumva existența, domnule prim-ministru. Da. Pentru emisie, nu știu dacă vă mulțumesc, că întrebările din ce am văzut, m-am uitat un pic pe ele, da, sunt cam grele. Adică... O singură întrebare e oprită, și anume pe cine voi vota eu ca președinte al acestei comisii de organizare, trebuie să fiu neutru. Pe cine să votați între Câțu și Mățu? Și Orban. Și domnul Orban. Da, vi se pare că aveți un statut important în PNL, că mie mi se pare că nu. V-a tras-o pe linie moarte, parcă nici nu existați. Nu, bine, e clar că nu am un rol de primă linie, dar întotdeauna când e vorba de un program de guvernare, e loc și pentru mine. Dar de data asta acum e pur și simplu o încredere a celor... Nu lăsați, eu altceva spuneam. Totuși, în vremuri grele, când Partidul Național Țărănesc a dispărut și stătea să dispară și PNL-ul, a venit unul Stolojan și l-a salvat. Da, dar au fost timpurile de atunci, acum e altă generație. Au fost timpurile de atunci. Bineînțeles. A, trecutul nu mai contează. Faptul că un politician, tehnocrat, aș spune, chiar și în ziua de astăzi, a venit și a salvat PNL-ul, nu mai contează pentru ei. Bun, rămâi în istoria PNL-ului. Ați rămas în istoria PNL-ului, da, și ca prim-ministru. Dar vi se pare așa la vârf politica pe care o face PNL-ul, că e o politică ok? Are părți bune și părți mai puțin care, bune. Care e partea bună? Păi, partea bună este că totuși a luat o decizie foarte clară de a reveni cu tot ce înseamnă economia României pe niște baze solide. Să revenim din nou la un deficit bugetar de 3%. Nu mă băgați în destul. N-au făcut nimic, ce au venit. Păi da, stați puțin, n-au făcut încă nimic. Păi încă, n-au făcut nimic. Dar și nici nu o să facă, stați liniștit. Primul buget pe acest an e un pas bun în direcția respectivă. Iată, trecem de la un deficit de 9% la 7%. Pentru mine, durerea cea mai mare este că noi am pierdut momentul optim de a intra în zona euro. Și cât timp nu suntem în zona euro... Păi de ce ați pierdut? N-ați fost cu Băsescu 10 ani la putere și consilierul lui? Uitați-vă la mine, că avem emisiune grea. Păi avem câteva chestii de lămurit. Da, dar nu numai politicul determină intrarea în zona. Numai politicul nu determină. Păi n-a avut Băsescu 10 ani în România la picioare. O fi avut, dar nu numai politicul determină. Știți că n-ați lămurit nici până astăzi acea fază cu Dragă Stolo? Păi bun, am scris în carte, am descris. La ce pagină? La ce pagină? Mi-e greu să vă spun. Păi la ce atunci pagină? Spuneți acum, un cum capitol, a fost. Că a înșelat, prietenul dumneavoastră. Nu, de fapt nu era prietenul nostru. Puțin știu că nu era prietenul dumneavoastră, chiar vă ura din tot sufletul. Băsescu. Nu cred. Păi mi-a spus mie. Cine? El? Da. Știți de ce? Că zicea că sunteți comunist. Serios? Vorbesc serios. Păi dar îmi permit, v-am mințit eu vreodată? Sau? Asta spune. Comunistul ăsta de Stolojan. Și uite, cu comunistul ăsta de Stolojan l-a dat la o parte și a ajuns 10 ani președinte României. Da. Bun, acum ceea ce am scris acolo, lăsați asta este realitatea. Să citesc, că acum nu pot să citesc în emisiune. Normal că nu puteți citi. Cumva, cine a avut ideea să vă dea la o parte și să... Nu, ideea n-a fost, a fost decizia mea de a mă da la o parte, pentru că, așa cum am scris în carte,
Eu cu un an și ceva în urmă am suferit o operație foarte grea, am pierdut un rinichi atunci. Ce să spun, așa și... Păi de ce, vi se pare? Pierdut alții jumătate de inimă, jumătate... Fi pierdut, dar nu erau în campanie electorale ca mine. Domnule, ați pierdut cu un an înainte, da. Cu un an înainte, iar atunci ați devenit candidat. Trecuse un an. Păi am devenit, dar până la urmă am avut o stare de... Haideți să vă dau ceva frumos. Avem, avem un istoric frumos împreună, noi doi, chiar noi doi. De-a lungul vieții politice și sociale și al Marius Tucășou. Vă dau un minut din 98. Puteți să bești ce ai. Nu, aveți voie să bești ce ai, dar... Asta a fost motivul principal, ca să terminăm subiectul. Nu, că nu terminăm, mai e mult până acolo. E, deci asta a fost motivul principal. Deci eu intrasem într-o zonă în care nu mai... Crepusculară. Exact. Mm-hmm. Și sfatul medicilor a fost să ies afară. Dintr-o dată? Da. Păi nu, cine s-a dus la medic să întrebe? Eu, pentru că nu mă simțeam bine. În 2004, în ce an? În ce lună, pardon? Cu vreo 3 luni înainte. 3 luni înainte de noiembrie, adică... 3 prin... luni înainte de ieșire. De a ieși atunci, de când ați anunțat momentul. Sigur că medicii mi-au spus să ies afară, eu am mai ținut-o, că tot partidul, ei nu știau prin ce am trecut eu. Și cine a avut ideea să candideze Băsescu? Alianța. Că erau alianță. Stați alianță, da. Alianța e așa, alianță. Un conținut. A venit și a zis, el dragă Stolo... Deci n-am terminat. Ăsta a fost motivul principal, da? Așa. Un motiv secundar, dar care a fost și el important, a fost faptul că Băsescu câștigase a doua oară alegerile pentru primăria municipiului București și am început să merg cu el în campanie. Și am văzut ce audiență avea el și ce... contact pozitiv cu oameni. Mai ales după ce i-a dat arabului un cap în gură, atunci a căpătat audiența. I-a dat, nu i-a dat. Deci, nu că i-a dat, nu i-a dat, i-a dat. Deci i-am spus atunci lui Băsescu, zic, bă, tu ar trebui să fii candidat. Uite, eu nici nu mai pot, trebuie să ies afară. El nici n-a vrut să discute. Până la urmă, era o discuție între el și Mona Muscă, care era cea mai bine situată în PNL. Dar... el a fost cel care avea cele mai mari. Și după ce a fost el, a scos dosarul de la securitate al lui Mona Muscă. E omul care se pricepe să facă asta. Haideți să vedeți ce spuneați dumneavoastră în 98. În 98? Da. Păi 99, în ianuarie. Deja era... Ce era în 99? Păi în 2008... Nu, 99, stați colo mă așa. A, 99. 1999, iarna, în ianuarie. Hai să vedem imaginile. 25 ianuarie 99. Vă rog, dați drumul la casetă. Spuneți-mi dacă aveți într-un fel gândul de a candida la președinția României. Poate n-am pus eu bine întrebarea și dumneavoastră vreți să candidați pentru funcția supremă în stat. Domnul Tucă, niciodată n-am avut acest obiectiv, nu l-am și nu o să-l am, deoarece funcția de președinte în România, așa cum este ea prevăzută prin Constituție, are legătură destul de puțină cu executivul. Deci nu e ca în America, unde președintele Clinton este și șeful executivului. Și când vă spun acest lucru, trebuie luat ca atare, adică cu toată certitudinea. De ce? Pentru că eu am convingerea că mai devreme sau mai târziu, în România, fiecare cetățean va înțelege că trebuie să se concentreze, să facă acel lucru la care se pricepe. Iar eu cred că în ceea ce mă pricep eu se cheamă politici economice și mai ales transpunerea acestor politici în fapte reale. Pardon? Da, era foarte bine spus. Cum? Era foarte bine spus. Ce era foarte bine spus? Acum păi, 22 de ani. Păi da, dar asta era în 1999. 99, nu da. Toamna, ci iarna. Exact, când eu nu intrasem în politică, că eu în anul 2000 am intrat. Păi a zis că niciodată nu să intrați, nu să faceți și că nu aveți legătură cu candidatura la președinția României, pentru că dumneavoastră sunteți cu politicile economice. Da. Dar când am nimerit cu PNL-ul și după un an de... Cum adică ați nimerit cu PNL-ul? Păi după un an în care Valeriu chema... Stoica... A fost chemat, a fost adus de Valeriu Stoica, exact. Alt personaj, carisma excepțional în politica românească. Și v-a băgat în față, în război cu Crin Antonescu, nu avem să dăm toate. Ați participat la 20 de emisiuni la Marius Tucășou. Da.
Dar așa, ia. Deci în momentul în care ei n-aveau candidat, eu am înțeles asta. Știu și eu, candidat la președinție. Și l-au găsit pe Băsescu. Nu, Băsescu era atunci la PD. Păi, da, așa și. Așa. Deci candidat atunci susținut de Băsescu a fost Petre Roman. Da, am înțeles. 30 a 8, asta înseamnă 30 august, Stolo s-a hotărât să se scrie în PNL și să candideze. Vreți să vedem? Sau n-ai rău să mai... E foarte interesant, mi-aduc aminte de... Păi nu trecuse doar un an, da? De când a spus că nu o să candidați și că nu o să aveți nicio treabă cu politica. Un an n-ai încotro. Vreți sau ajungem la 2004 când erați candidat la președinție? Dumneavoastră sunt. Păi nu, spuneți ce vreți să vedeți. Ce vrea public? Uite, la 0747-800-800. Să ne spună oamenii dacă vor să dăm imagine din 2000, de acum 21 de ani, când v-ați hotărât să vă scrieți în PNL și să candidați pentru președinția partidului. De ce v-ați hotărât? De ce ați luat această hotărâre? Cine a venit la dumneavoastră să vă convingă? Nu, în primul rând, Valeriu Stoica s-a ținut un an de zile de mine, da? Și a făcut foarte bine din punctul lui de vedere și al PNL-ului. Iar eu mi-am dat seama până la urmă că dacă vrei să faci ceva în România să schimbi, mai ales că eu venisem după stagiul de la Banca Mondială de 6 ani de zile, trebuia să fii într-o forță politică. Nu e vorba numai de asta. E vorba că dumneavoastră, în continuare, după ce ați fost prim-ministru și ați fost la Banca Mondială, încă aveați o imagine... Exact. Foarte și, bună. Mai era un aspect. Nu uitați că, practic, era acea guvernare a CDR-ului, nu? Mm-hmm. 96-2000. Asta vă spuneam, după ce a fost catastrofal, exact, pentru partidele istorice. Mă rog, exact. PNCCD și pericolul care era? Noi știam atunci deja că va câștiga Ilescu, că va câștiga PSD-ul. Nu era absolut nicio... În 2000. Da, bineînțeles. Clar. Toate sondajele arătau acest lucru. Și atunci problema era să salvezi PNL-ul. Ori PNL-ul avea nevoie de un candidat la președinție. Cred că ați fost folosit de vreo 2-3 ori pe post de, cum să zic, salvator. Ba al PNL-ului, ba al Alianței, să fiți candidat la președinția României. Băsescu a venit și v-a dat la o parte și a candidat el. Ce spuneți dumneavoastră e o chestie de interpretare a dumneavoastră. Păi normal că interpretez și eu. Să știți că Băsescu fusese ales primar a doua și oară. Și ce dacă fusese ales primar? Păi el a lăsat pe București în baltă și s-a dus să candideze la președinție. N-a avut încotro. Cum n-a avut încotro? Ca și Boc la Cluj. Și după ce a venit aici, a pus prim-ministru, s-a întors la Cluj și aia l-au votat. Ferească Dumnezeu. Pentru că e un om bun. De asemenea cetățeni. E un om bun. Dumnezeu, dacă te-a ales ăia primar, rămâi primar. Și Băsescu la fel. Se întâmplă lucruri în viață care nu țin de chestiile astea care le spuneți dumneavoastră. Cum nu țin de chestiile astea? Păi că țin foarte simplu, bine. Iată, păi cu atât mai mult, cu cât prietenul dumneavoastră... Viața te pune în situații Doamne, care culmea este. Trebuie să acționeze deci într-un v-a folosit, da? V-a folosit și ăsta Stoica, v-a pus acolo, le-a salvat partidul. Și acum în PNL, ce... Hotărâți ce? Nu hotărâți nimic. Hotărâți deficitul dar bugetar. Dar de ce trebuie să hotărâsc eu? Dom'le, sunteți totuși un prim... La fel și cu Crin Antonescu. Nu-l întreabă nimeni nimic. Acum e Câțu, mare șeful PNL și cu Orba. Fine. Măcar ăla e de 30 de ani. Nu vă cert. Spun, constat ce personaje politice. Și nu are legătură cu dumneavoastră. Valeriu Stoica 1, Băsescu al doilea. PNL-ul... Băsescu care vă ura din tot sufletul și vă cea comunist... V-a dat la o parte să fie el președinte. A făcut-o pe... Eram convins că asta a gândit din momentul în care a fost candidat. Eu am altă viziune și scriu... Fiecare cu viziunea lui. O să o citiți acolo. Nu știu, dar aș vrea pe ăștia să vă invite la discuțiile alea cu USR. Vă plac ăștia de la USR Plus? Unii da, unii nu. Care nu vă plac? De exemplu, nu-mi place ce se întâmplă în sectorul 1, deși... Undeva cred că doamna aceea primar încearcă totuși să pună ordine acolo. Ați văzut ce tarife se practică în sectorul 1? Cele mai mari din Europa, cred. Din sud-estul Europei. Da, exact. Păi, există un contract, așa pe baza unui contract, nu e prost ăla care cere, ci ăla care dă. De acord cu dumneavoastră, da. Plus că un pic acolo la alegerile alea au furat aia saci noaptea și a ieșit n-a mai ștă la cum mă rog, cheamă. Au
un contract pe 25 de ani, da. Ceea ce e surprinzător. Haideți să vedem momentul ăsta fabulos când plânge Băsescu, săracul. Da, atâta, mă deci... gândeam că nu-l puteți rata. Bine, nu-l dăm. Nu-l dăm pe bune. Păi, puteți. Dumneavoastră de cine ați plâns? Pentru că nu erați ca Botin, cum era el. Păi dumneavoastră trebuia să plângeți că nu mai sunteți candidatul Dreptei, că sunteți bolnav de la operația de rinichi, da. Și așa mai departe. El de ce plânge? De emoții. E sentimental uneori. Cum? E sentimental uneori. E și el om. Nu, ca... nu, n-ați zis asta. Zic, cum? E și nu. Pe aici e eu cel care nu se spune numele. Eu cred că a fost sincer. Asta e părerea mea. Domnule prim-ministru, ne cunoaștem de 30 de ani amândoi. De când am fost premier al României. Așa. Ce sinceritate! Știți ce înseamnă vagabonțeală? Că vrăjeală ar fi un termen prea bun pentru... Vă mai puteți un pic de ceai? Nu. O văd ca mică? Și eu, că... mai beau niște. Haideți să vedem cum plânge el, săracul. Dacă vă face plăcere... Nu face plăcere, nu-l dau dacă... Îți mulțumesc pentru respectul pe care l-ai arătat colegilor mei din Partidul Democrat în calitate de copreședinte al Alianței. Îți mulțumesc pentru dorința de a da o speranță românilor într-o altfel de Românie. Da. Doamne, cum s-a scris istoria României. Păi? Frumos. S-a scris frumos, da. Că el a venit 10 ani după aia și a fost cea mai bună perioadă din istoria politică a României. Practic. A fost și momente bune, au fost și ani buni, nu uitați că... N-a reușit să vă pună prim-ministru. Bun, acolo... Acolo ce? Decizia mea, nu? A fost decizia mea. De ce nu ați fost? Păi, dar l-a simțit. Nu. Păi dumneavoastră erați un prim-ministru servitor, cum a fost Boc? Nu. Venea acolo... vreodată să-i spună ăsta, Băsescu... Mi-am dat seama, asistând la negocierea dintre PSD și PDL... Așa... Între cei doi președinți de partid, primul ministru care era al treilea, că n-avea cum să funcționeze. Că i-a funcționat și n-a fost de la... N-a, PSD-ul a fost de la o parte. Păi nu, practic, amintiți-vă că primul conflict a fost când au încercat să-l schimbe pe Nica. N-a intrat la guvernare, domnule prim-ministru. Cum n-a intrat la guvernare? Unde? Cine a fost la guvernare? Păi primul an a fost alianța PSD-PDR. Așa, și după... După care s-a desfrămat. La revedere, păi care e problema? Păi gândiți-vă... Ce ar fi fost dacă... N-ați vrut să fiți prim-ministru nu atunci? Nu era Boc prim-ministru și președinte de partid. Ce s-a întâmplat? Păi Boc a fost un executant perfect al lui Băsescu. N-a ieșit din cuvântul ce lui Băsescu. Ce să vă spun e că dacă eram prim-ministru și deciziile se luau așa cum se gândea să se ia... Că se gândea e una, numai că... Nu rezistam mai... nici 3 luni în coaliția cu PSD-ul. Mhm. Asta i-am spus lui Băsescu. Dacă vrei ca această coaliție i-a să funcțione... I-a convenit de minune faptul că n-ați mai fost prim-ministru. Asta e altă discuție. Pentru că în momentul în care erați prim-ministru putea să vină Băsescu în fiecare zi, să vă dea, să vă spună ce să face și nu făcea ce spunea el. Da, din ce în ce mesaje foarte multe, îmi spune mama să vă las mai încet. Păi nu, că țin la dumnealui și mesaje de astea, că eram drăgălat și 99. Nu-mi place bătaia de joc. Așa s-a scris istoria, o cotitură cedare politică ce a început decăderea Imperiului Român din răsărit. Da, din păcate. Am niște imagini cu dumneavoastră absolut excepționale, înainte de alegeri, înainte de momentul ăsta, care mie îmi plac foarte tare. Erați candidat la președinție și ați fost invitat la Marius Tucășeu. Haideți să le vedem. În această seară l-am invitat în studioul nostru pe domnul Teodor Stolojan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru turneul făcut în vară. Cu caravana la jurnală. Așa este.
Ați fost și dumneavoastră de foarte multe ori în țară. Am fost, într-adevăr, în ultimii ani, am circulat foarte mult, am vizitat orașe, comune. Eu fac treaba asta de 4 ani de zile, spre deosebire de domnul Adrian Năstase, care o face acum în ultimile luni înainte de campania electorală. Nici n-ați început bine și gata, l-ați rezolvat pe domnul Năstase. Când ați intrat în PNL? În PNL am intrat în iulie 2000, înainte de a lua decizia să candidez pentru președinția României. Deci era înainte de alegerile din 2000. Exact. Și ați intrat în PNL din convingere. Nu v-a adus cineva sau v-a convins cineva să intrați în PNL? Dacă eram un oportunist, intram în PSD atunci, pentru că PSD-ul era pe val, sondajele arătau că va câștiga. Eu însă veneam după 6 ani de lucru în Banca Mondială, unde am lucrat nu în birou, cum spune contracandidatul meu la președinție, domnul Adrian Năstase, ci am lucrat în țări în tranziție, negociind cu guvernele programe de privatizare. Apoi am lucrat 1 an jumate în sectorul privat în România. Eu cred cu tărie în proprietatea privată, cred cu tărie în competiție, cred în același timp în protecția socială care este necesară în orice societate civilizată și sunt hotărât. În Dumnezeu nu credeți? Ba, și în Dumnezeu. Când l-ați uitat și de aia zi. Nu, și în Dumnezeu. Dar discutam acum de valorile liberale și în același timp un liberalism modern care înțelege și coeziunea economică și socială. Domnule Stolojan, s-a vorbit atunci când ați ajuns, când ați intrat în PNL, că a fost o, să spunem, o manevră reușită, o strategie a domnului Valeriu Stoica, și anume aceea de a salva și a scoate din criză Partidul Național Liberal, care era într-o situație după 4 ani de guvernare foarte grea. Și de fapt asta a și fost, pentru că din momentul în care dumneavoastră ați ajuns la Partidul Național Liberal, ați avut un scor, să spunem, relativ bun după cei 4 ani de guvernare, vorbesc de Partidul Național Liberal, iar după aceea lucrurile au mers din ce în ce mai bine. Domnul Valeriu, credeți în acest scenariu sau doar ați fost martorul lui principal fără să credeți în el? Domnul Valeriu Stoica la vremea respectivă era prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal și conducea efectiv Partidul Național Liberal și sigur dânsul a avut un rol important în determinarea mea de a intra în Partidul Național Liberal. Dar elementele esențiale care m-au făcut să intru în Partidul Național Liberal au fost aceste valori de care România are nevoie și din păcate vedeți că și zilele trecute am avut o declarație care contesta proprietatea privată în România și... De la prietenul nostru, domnul Ion Iliescu, nu? Da, eu cred că a spus-o la supărare, uitându-se peste munți și prietenii văzând... Prietenii că spun ceva rău, numai la supărare spun. Da, văzând tăieturile acelea de munte, din păcate... PSD-ul, acest guvern Adrian Năstase, este vinovat de ceea ce s-a întâmplat, mai ales în ultimii ani cu tăierile sălbatice de păduri, pentru că aici avem de-a face cu un șir de erori, între care, de exemplu, și mutarea controlului de la mediu la Ministerul Agriculturii, deci o slăbire a autorităților statului. Când v-ați hotărât să candidați? În 2000, nu? Da, atunci am luat această hotărâre. În anul 2000. Frumos. Frumos cine? Eu? Da, dumneavoastră era... Bine, toți eram mai tineri atunci. Pe dumneavoastră este tânăr în continuare. O notați în Dunăre, că Roma nu mai are loc să noate în Dunăre. În Dunăre nu. A, nu, cam cea... În apele astea reci. Da. Sunteți mereu pe munte, în fiecare an faceți un munte. Hai, spuneți-ne despre asta să ne mai relaxăm un pic și după aia ne întoarcem. Da. Că n-avem încotro. Da. Știu de la David Narșu că în fiecare an vă propune să faceți un munte. Ați fost în Nepal, în Kathmandu, ați fost în Kamchatka. Anul ăsta unde mergeți? În Corsica, am în înțeles. Corsica, da, eu... Ce munți ați mai făcut? Și ce înseamnă a face munți? Păi, înseamnă, în primul rând, să fii o echipă, că nu te duci de unul singur. Uh-huh. Și David Neacșu este, să zicem, guru acestei echipe. El a făcut toți munții cei mai mari din toate continentele.
El a organizat și prima expediție românească în 2003 în Everest. S-au sărbătorit 50 de ani de la cucerirea Everestului. Cine a cucerit Everestul? Hillary. Edmund Hillary. Edmund Hillary. Și pe șerpaș cum îi cheamă? Nu mai știu, dar 1953, deci a fost. El și șerpașul... Și organizați? Organizează asta și mergeți mai mulți oameni care pur și simplu escaladează, adică merg pe munte. Mergem cu tot pe cu echipamentul. Până la limita alpinismului. Deci noi nu facem alpinism. Un fel de. Și când mergem pe munte, fiecare, de exemplu, își stabilește limita pe care o are, adică nu și adică nu toți merg, nu da, de merg exemplu, până în vârf, de exemplu. Că eu m-am oprit la 3300 de metri, colegii de-ai mei au urcat până în vârful vulcanului. De ce nu l-ați luat și pe Băsescu la 3300? Că poate, cine știe, știți că mai e... Îți trebuie antrenament să nu fumezi, totuși. A, el fumează și bea, da. Înțeles. Nu fumează. Păi luați cu elicopterul până la 3300 și de acolo... Erau niște ruși care erau din St. Petersburg care au venit cu elicopterul în Kamchatka și sigur aveau... Păi mai e și ăsta, Kenner, care era la tot cu prin Alaska. A, ați fost și în Alaska? Am fost și în Alaska. Cum a fost experiența în Alaska? Ce temperaturi erau? Cum? Cât ați mers? Ce ați escalat? Eram tot vara. Când era soare, era ok. Cum intra soarele în nord, trebuia să pui la greu haine pe tine. În Alaska, acolo am mers pe câțiva munți mai mici, dar la un moment dat sunt niște avioane turistice și am închiriat unul care ne-a făcut ocolul muntelui McKinley pe care David l-a urcat. Păi, David urcă. Da. Sper că e sănătos, că la un moment dat se spunea, adică el zicea că are probleme cu sănătatea. Acum și merge cu noi în Corsica. În Corsica. Care e cel mai greu traseu pe care l-ați făcut? Până unde ați urcat? Kamchatka până la... Kamchatka nu din cauza altitudinii de 3300, din cauza că acolo a trebuit să cărăm cort, saltea, sac de dormit, haine, bocanci de schimb, zăpadă, mers normal. Deci aveam un rucsac în Kamchatka cam 14-15 kg. A fost cel mai dur, ca să spun așa. În rest... Vă țineți bine. Totuși, la 7-7 de ani, să urci pe munți până la 3300 de metri, e o mare realizare. Acum, în Corsica e mai simplu, pentru că am cântărit rucsacul pe care trebuie să-l duc, are 6,5 kg plus 2 litri de apă. Poezie. Păi trebuie să știi ce da. Dar soția dumneavoastră, pe care o știu și o salut cu această ocazie, ce zice de pasiunea asta? Vă lasă, vă înțelege? Păi și dânsa se duce, dar nu pe munte așa să urce. Se duce unde? La șes? Păi, să știi, place la mare. Foarte a, face da. Călătorește. Da. Și copiii ce zic? Copiii sunt fericiți. Da? Ce fac copiii? De exemplu, băiatul meu a mers cu mine în... Câți ani are băiatul Kyrgyzstan? Băiatul meu. Kyrgyzstan. Câți bani are? Păi vă aflăm și de bani imediat. Da, băiatul meu are 48 de ani și are o fetiță de 4 luni. Ce frumos să-i trăiască. Și fetița dumneavoastră? Ada cu soțul ei și cu copiii, ei sunt sportivi. Dar cât are Ada? Câți ani are? Păi Ada are cu 2 ani mai puțin, 46 de ani. Da, eu știu de când erau copii și, mă rog, se vorbea despre copiii lui Stolojan. Domnule prim-ministru, haideți să luăm o scurtă pauză, că mai avem de dat imagini. De acord. Nu mai dăm pe Băsescu, să ne stricăm seara. Frumoase. Dar vă dăm pe dumneavoastră. Frumoase imagini. Da, frumoase imagini cu dumneavoastră, nu cu... Da, luăm o scurtă pauză și v-aș ruga după aceea să-mi spuneți în șirul acestor evenimente care au marcat istoria României, la propriu, dacă a schimbat ceva. Și vă dau eu care sunt momentele care cred eu că au fost importante, în care dumneavoastră ați fost implicat. O scurtă pauză. Tudor Stolojan, invitatul meu, așadar, hotărârea de a intra în politică și de a conduce PNL, ați luat aceeași hotărâre? Când? Păi, vă întrebam înainte de pauză să facem un exercițiu de imaginație. Așa. Să dăm timpul înapoi, să vedem care hotărâre rămâne în picioare după aproape 20 de ani. De exemplu, înscrierea în PNL și preluarea. Ați face același lucru? Ați face același lucru. Uh-huh.
aș face același lucru pentru că știam pericolul care urma 2001-2004. PSD-ul au tot. Aveau tot. Să ne întoarcem un pic și mai în urmă. Hotărârea de a fi prim-ministru. Aia eu eram cu biletele în buzunar să plec la Banca Mondială când m-a sunat Iliescu. Eu eram atunci, trecusem de la Ministerul Finanțelor la Agenția Națională de Privatizare. Aveam înțelegerea clară cu Petre Roman că trecem legea privatizării prin Parlament. Pentru aia și m-a dus acolo. M-a rugat Petre Roman să preiau agenția. Vă cunoșteați înainte de 89? Nu. Cu Petre Roman m-am întâlnit în decembrie 89, când Petre Roman i-a spus ministrului finanțelor, care era Ioan Pățan, că îl menține până la alegeri, care are încredere în el, și l-a chemat să stea de vorbă. Ori erau exact zilele când erau controle prin București și domnul Pățan m-a rugat să-l însoțesc la întâlnirea cu Petre Roman. A avut loc o discuție și la un moment dat Petre Roman m-a întrebat cum văd eu mai departe lucrurile. Eu urmăream rapoartele Băncii Mondiale despre Polonia, știam ce se întâmplă acolo, urmăream rapoartele Băncii Mondiale despre Ungaria, știam ce s-a întâmplat acolo. Înainte de 89 erați în, erați în sistem. În Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor și făceați plăți pentru guvernul României. Nu, nu. Eram la un moment dat directorul Direcției Valutare și a Relațiilor Financiare cu Străinătatea. Și sigur că... Câți bani avea România atunci? Păi în decembrie 89 avea rezerve internaționale de 1,9 miliarde, pe care le-a mâncat pe toate în 1990. Și în 1991 s-a apucat să facă primele datorii, ca să spunem. Cine le-a mâncat? Petre Roman? Le-a mâncat România, pentru că economia așa funcționa la vremea respectivă, cu importuri de energie centralizate. Deci avea 1,9 miliarde de dolari. De dolari, nu. Că nu exista o euro. Da, scuze. Deci ați fi acceptat, acum dacă am dat timpul înapoi, ați mai acceptat să fiți prim-ministru? Na. Poftim. A fost o chestie de zile, nu? Că eu puteam să fiu un avion plecat. E adevărat, dar uite că nu erați plecat și ați fost primul ministru și ați rămas celebru prin scrâșnetul acela din dinți la negocierile cu sindicatele. Deci, sigur că aș fi acceptat, că știam exact ce... Lăsați că ați fi acceptat. Vă întreb, dăm timpul înapoi. Da. Dacă vi s-ar propune iar, cu mintea de acum, că de-aia exercițiu, ați mai spune da? Da, categoric. Răspuns da. Pentru că... Și vă dau și motivul. Da. Eu știam atunci ce se discuta în afara României despre situația din România. Atunci pericolul pentru România nu era atât. Sigur, era și economic, dar pericolul numărul unu era că foarte mulți se străduiau să demonstreze că România nu poate fi o țară care lucrurile se desfășoare democratic. Până la următorul eveniment, vă aduceți aminte că la un moment dat în confruntarea dintre Năstase și cel căruia nu îi se spune numele, cel căruia nu-i se spune numele a zis: măi, Adriane, ce pacoste pe România asta. Vă aduceți aminte? Da, mi-a adus. Să aleagă dintre doi comuniști. Da, erau 3,5 milioane de ce comuniști. Ce bagabonțeală. 3,5 milioane erau. Lăsați, dar de ce să conducă? Păi el era și turnător la securitate. Bun, asta e altă poveste, dar... Păi și toți prim-miniștrii au făcut parte din sistem. Mai puțin boxera, că era prea mic pe vreme. Sistem. Sistem. Păi când ești șef la valută, la programul lui Ceaușescu... Da, dar eu am pornit în finanțe de la economist simplu, nu de la director sau n-am zis ministru. Că nu aveați calități profesionale, deci, excepționale. Eu am fost economist simplu, economist principal, șef serviciu, director ajun, director. Păi dar de ce n-am ajuns noi la putere și au ajuns tot... Păi pentru că nu v-ați orientat spre o activitate economică, spre o profesie economică, să lucrați în Ministerul Finanțelor. De la literatură nu se ajungea... Era mai greu, a? Era mai greu, da. Da. Și... că mor de foame cu poezia. Da. Hai să prezentăm cartea asta domnului Stolojan. Aici dă mai multe amănunte despre ce s-a întâmplat cu cel căruia nu-i se spune numele.
Totuși, mereu un echilibru. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, ajungem la un alt eveniment important, acela de a prelua șefia PNL, am vorbit, candidatura la președinție. Azi mai candida? Nu. Nu, am făcut-o întotdeauna contrar. Contrar, dacă vreți, dorinței mele. Dar de ce, domnule Stolojan? Că sunteți, erați un om foarte puternic. Nu era jobul. Iată, de exemplu, eu recunosc deschis, Petre Roman ar fi fost mult mai potrivit pentru un job ca asta, datorită relațiilor sale, datorită, mă rog, multor altor calități de diplomație. Dar și în asta aveți calitățile dumneavoastră. Care bă, le-am, dar... Păi eu cred că era mult mai bine să fie ajuns dumneavoastră președinte în României. Asta e o... În bătălia cu Năstase. Este contrafactuală. E contrafactuală, dar discutăm. Pentru că ne uităm în urmă și vedem ce s-a întâmplat. Că dacă stăm să ne gândim noastră, și vă rog să faceți un portret aspru, dar sever al situației României. România după 31 de ani arată dezastros. Nu cred. Uitați-vă la București. Să nu uităm la București. Bucureștiul e București. Duceți-vă la 10 km de București. Mă duc și la 10 km. Uite, călătoriți. Da, călătoresc foarte mult. București e un oraș cosmopolit. Poate să... Bun. Sărim. Uite, mă duc spre Târgoviște, unde e sora mea, da? Până acum 10 ani mi se părea că nu s-a schimbat nimic. Acum când mă uit, domnule, sunt case noi peste tot, în fiecare sat. Păi și atunci Câțu de ce spune că ajunge că 30 de ani nu s-a întâmplat nimic în România și ciuma roșie a distrus România? Spuneți-i și lui, dacă pentru, tot veni vorba. Pentru că așteptările populației sunt mult mai mari. Pentru că avem mari rămâneri în urmă, nu? Păi dumneavoastră, aici e problema. Când, dumneavoastră când vreți să mergeți la Brașov, da? 160 de kilometri face 6 ore. Păi, domnule prim-ministru... Dacă n-aveți helicopter... Domnule prim-ministru, nu am helicopter. Am aceeași mașină de 10 ani, să știți. Domnule prim-ministru, vă aduceți cumva aminte de unul care a fost ministrul transporturilor? Sigur că nu. Și pe care l-a încălărit, l-a figurat o oră și jumătate spunându-i că e nevoie să se facă autostrăzi în România și el spunea că nu e nevoie, calculând, iertați-mă o secundă, câte mașini sunt în România? Știți cum îl cheamă pe ăla? Știu. Cum îl cheamă? Domnul Tucă. Îl cheamă Băsescu. Exact. Dar vreau să spun că o greșeală enormă a României a fost că n-a luat planul de autostrăzi făcut pe vremea lui Ceaușescu. Și să-l facă. Și pe acel plan de autostrăzi să nu fi restituit terenul. Și să semneze toate, nu știi, să semneze toate partidele, da? un acord. Asta, indiferent de cine va fi la putere, trebuie să se facă autostrăzi. De aceea noi putem critica, să știți, cât vreți acest PNRR. Dar faptul că avem 6 sau 7,6 miliarde pentru infrastructură e un lucru extraordinar. Nu critică nimeni, dar l-au dat târziu. Știți foarte bine. Credeți că noi doi nu ne-am săturat? Că ne-am întâlnit și la schi la un moment dat. Să stăm, să facem 3 ore până la Sinaia ca să mergem să schiem o oră. Categorii. Pe mine mi-e spune, eu mă întreb dacă pe timpul vieții mele apuc autostrada Comarnic-Brașov. Sunteți tână, mergeți în capcea, ca sigură, sigur, fără nicio problemă, prindeți. Da. Bun, atunci unde stă rău de tot România? Hai că poate am exagerat eu un pic. Vă explic unde stă rău de tot. Am pierdut capacitatea de a face proiecte și de a le duce până la capăt, una la mână, și înaintea acestei probleme mari, capacitatea de gândire strategică în România e deficitară, dar chiar deficitară. Și ea se reflectă exact în situația și în sănătate, și în educație, și în infrastructură. Și vreau să vă dau un exemplu. Nu știu dacă am voie... Vedeți că aici este dezastru plenar. Nu, vreau să vă dau un exemplu, pentru că este tipic pentru ce se întâmplă în România. Și am scris și în cartea asta, deci... Noi facem proiectele mari de infrastructură mai scump decât toate țările și pe termene mult mai lungi decât toate țările. Uitați-vă o nenorocită de transformare a unei centrale de la Iernut, de pe cărbune, pe gaze naturale, care nu ridică complexități tehnologice necunoscute, avea termen să se termine la sfârșitul anului 2019, noi suntem la mijlocul lui 2021, compania beneficiară vorbește de suspendării contractului de execuție. Asta e realitatea României. Corect, și mai sunt alte 100. Da. Iohannis v-a chemat vreodată la Cotroceni? Nu.
Bine, am avut invitații când eram europarlamentar la toate evenimentele. Lăsați, domne, ați fost prim-ministru al României. Aveți o expertiză, ați lucrat la Banca Mondială. Bun. Lăsați invitațiile la 1 decembrie. Am avut discuții cu dânsul când a venit în Parlamentul European. De câte ori a venit la... Dar odată să vă fi chemat în noi, să fac 7 ani acum. Nu, deci n-am avut... Dar Câțu? Cu Câțu sigur că am discutat și discutăm în partid. Discutați, nu? Da. Eu, ca fost președinte de PNL, așa, particip la ședințele de birou. Și cum sunt ședințele astea? Ședințele ca orice ședință de partid, ca orice se discută... Cum sunt în comparație cu ședințele de pe vremea noastră, a lui Crin Antonescu? Sunt mai complicate acum, pentru că partidul e la guvernare. Când ești la guvernare, ai proiecte de legislație, discuții complicate. Cum era atmosfera la Cotroceni când ați fost consilierul lui Băsescu? Foarte normal. Au plecat toți, începând cu Pleșu și... Pe rând. Au plecat pe rând. Pe rând au plecat, nu au plecat toți odată, că n-aveau loc pe au poartă. Au plecat pe rând. Sigur, unii au avut anumite... Cum era atmosfera? Erau ok. Nu... Eu, de exemplu, coordonam consilierii, nu? Ne strângeam în fiecare săptămână, stabileam priorități astea, dar motivele au fost diferite pentru care au plecat. Pleșu a plecat la un moment dat pentru că a avut un anumit schimb de vederi diferit cu Băsescu. Eu am plecat că am înființat... Ei, și să mai citeau mail-urile, să mai urmăreau telefoanele. Bun. Ați auzit de binomul SRI-DNA? Trinomul și cu presă, în perioada 2004-2014? Nu, am auzit ce se discută în România. Păi nu vă aduceți aminte că erați vizat la un moment dat? Ba da, știu că am primit o hârtie că m-au urmărit vreo 2-3 ani de zile și n-am înțeles pentru ce mă urmăreau. Păi cine v-a adus pe rușii aia acolo la Cotroceni să vorbiți cu ei? Rușii? Rușii, nu francezi era. Bun, cine i-a adus, mi-e greu să vă spun. Cine vi-a adus? A, cine mi-a adus mie? Da. Păi eu am primit un memoriu înregistrat la președinție de partea, nu a rușilor, din partea lui Arro. Deci a stat cu dumneavoastră de vorbă ore întregi, serios. Pentru că aveți un fel de afiș și... Deci eu am primit un memoriu semnat de Arro care nu putea face contractul de energie, de livrare de energie. Da, și a sunat și șeful cu care zice... Cum vă zicea? Domnul Stolojan sau Teo? Cum zicea? Stolojan, Teo, ia vezi că au... Domnul Stolojan. Domnul Stolojan, știu. Și eu îi sunea normal, vă umplea de respect. Da. Și că din banii de la UE nu cred că vedem niciun șfanț. A, da. Uite, și mi-aduce lumea aminte că scria peste tot aici sunt banii dumneavoastră. Incredibil. Da, foarte multe mesaje, lumea se uită la noi. Luăm o scurtă pauză și după aceea vreau să-mi spuneți dacă ați fi prim-ministru astăzi, cum ați fost de ună zi, adică acum 30 de ani, spuneți câteva măsuri pe care le-ați luat și care ar fi în sensul, să spunem, gândirii dumneavoastră economice. Da. Sunteți da, de acord? Sigur că da. Și nu vă mai întreb nimic despre Băsescu. Bine. Promit. Tot cu cei care aspiră la asta. Domnule Stolojan, sunteți la cabinetul Victoria? Da. Săracul Câțu. Deci, las, nu-i nimic. Noi să fim sănătoși până la urmă. Și ce dacă e prim-ministru? Și conform stilului dumneavoastră de foarte aplicat, foarte hotărât, așa, ar trebui să luați niște decizii importante pentru România. La nivel economic, este șeful executivului. Ce ați face? Vorbeam de România, că nu e atât de dezastruoasă. Nu vă raportați la Bucureștiul, e un oraș cosmopolit, care lumea se simte bine. Și s-a simțit bine cu lumea și în vremea pandemiei, când au fost închise terasele, oamenii au mers la muncă față de Paris și alte capitale unde a fost dezastru. Care sunt măsurile esențiale, cele mai importante, pe care le-ați luat începând de mâine? Numărul 1. Infrastructura, revederea întregului proces, concentrarea de forțe, inclusiv angajarea de experți care să conducă proiectele odată începute. Și alocarea bugetară necesară. Categoric,
nu ducem lipsă de bani, domnul Tucă. Deci, urmărirea... Foarte important. Infrastructura. Doi. Și, cum să zic, urmărirea categoric planului legat de infrastructură. Categoric. Da. Al doilea, a doua mare dimensiunea noastră pe care nu o folosim este folosirea resurselor naturale care le avem. Deci este incalificabil ca eu să stau cu gazele naturale în Marea Neagră fără să-mi pun la punct o legislație care, dom'le, să stimuleze investitorii să vină, că fără ei nu pot să fac, n-am tehnologia. Și aici fac o paranteză. Lumea s-a revoltat că în PNRR-ul ăla e trecut o firmă din Constanța cu RomGaz care li s-a prevăzut nu știu ce fonduri, dar ei n-au citit ce scrie acolo. Acolo scrie următorul lucru, că ăștia vor să facă un proiect pilot de a produce hidrogen în România, ceea ce nu există. Și ăsta e un ajutor de stat unde se va trimite toată documentația la Comisia Europeană, care dacă va fi de acord, va fi ok. Este exact ce s-a făcut cu toate marile industrii auto în vremea crizei, când au primit ajutoare de stat să treacă la tehnologia de mașini electrice. Da, sigur că la noi în țară... Da. Haideți că nu mai avem foarte mult timp. Doi. Trei. Productivitate. România trebuie să ajungă să schimbe modelul economic care îl are în prezent, bazat pe forță de muncă relativ ieftină și tehnologie aduse din vest. Deci noi trebuie să ajungem să facem produse și servicii, să susținem acest proiect. Deci nu mai dau ajutoare de stat la firme care nu îmi demonstrează că ies la export, sau că adaugă valoare în produsele și serviciile. Exemplu concludent, iată, trecerea de la Dacia Logan la Duster, nu? Are o valoare adăugată mai mare, acum trecem... Și investiție și așa mai departe. Centru, are piață de desfacere. Centru de cercetare și design care l-au creat în România, la Titu, dacă știți. Deci astea sunt procesele care trebuie să le sprijin și nu toate... Patru. Educație. Deci România nu face numai tranziția la societatea digitală și la cea verde, face și tranziția la o economie bazată pe cunoaștere. Ori asta înseamnă educație, cercetare, inovare. Trebuie să fac ceea ce trebuie în aceste domenii. Sigur, mai departe, sănătatea. Deci nu mă tu, că eu când m-am dus la Banca Mondială, în luna următoare am primit hârtie de la Societatea de Asigurări Medicale pentru tot stafful băncii medicale și m-a trimis să fac vizita medicală. Și când decontată, 100%. De ce nu luăm și noi sistemul? Și când a făcut-o, mi-a trimis a doua scrisoare și mi-a spus, dom'le, nu știm ce risc medical prezentați, dacă nu vă faceți vizita medicală, vă mărim prima de asigurare. La revedere. M-am dus și mi-am făcut vizita. Dar uite, de ce nu mergem și noi pe sistemul ăsta? Pentru că noi avem o singură societate de asigurări care se ocupă de 17 milioane. N-ai cum să urmărești omul sănătos. De ce nu se schimbă asta de 31 de ani? În Franța știți cum e. Te duci la privat sau la stat, țineți-vă ideea, plătești cu cardul și îți te decontezi. Ca firmă de asigurări medicale, eu trebuie să urmăresc și omul sănătos și omul bolnav. Ăla sănătos, să văd ce stil de viață. Ăla bolnav nu-l mai urmărește nimeni. Câțu sau Orban? Nu am voie să vă spun, pentru că sunt... Haideți că suntem între noi, stați niște. Nu, nicio vorbă. Poftiți? Nicio vorbă. Hai că mă întreb după pauză. Continuăm emisiunea cu Teodor Stolojan. Păi spuneți-le și celor care ne urmăresc. Ce mi-a zis în pauză acum. Țările astea ce au făcut? Ce s-a întâmplat apropo de infrastructură, că tot invocați? Da. Uzbekistanul, de exemplu, a înțeles că turismul reprezintă o resursă și a făcut tren de mare viteză care leagă Tashkentul de Samarkand, Buhara, Kiva, cele trei Incredibil. Mari. Incredibil. Și sunt mii de kilometri, bănuiesc. Sunt 1000 și ceva de kilometri. Așa, Kirgistanul e ca o Elveție, sigur, muncește foarte mult la autostrăzi.
Dar, de exemplu, Tajikistanul, care e numai munte, toată țara aceea, sigur, nu face autostrăzi, dar face șosele care străbat munții, pur și simplu. Tuneluri nesfârșite. Tuneluri. La noi e atâta că, când facem un tunel, parcă facem nu știu ce... Și administrația, alt punct important, pentru că s-a săturat lumea, da, să... Exact, administrația trebuie așezată pe meritocrație, ori noi suntem exact invers. Când un partid ajunge la guvernare sau o coaliție, numește... Dacă să ne întoarcem în timp, știți că mie îmi place cum întorci în timp, că la o anumită vârstă te întorci în timp. Băsescu sau Năstase? Băsescu, categorii. Păi, amintiți-vă, Năstase. Am fost la o emisiune la TVR1 și a doua zi Stelian Tănase și a pierdut emisiunea. Asta da? Păi da, asta a fost. Păi și acum ăsta Cristache nu și-a pierdut emisiunea de când sunteți la putere. Voi liberalii? Nu, l-a mutat. L-a mutat la 5. Bine că nu l-a mutat la 5 dimineața. L-a mutat la 5. Nu s-a schimbat nimic, domnule Stolojan. Nu s-a schimbat nimic, din păcate. Câțu sau Orban? Nu am voie să vă spun părerea. Nu, vorbesc... Pentru că sunt președintele Comisiei de Organizare a Congresului. Dar nu este foarte clar... Că au trecut toți în tabăra lui Câțu pentru că sforii de se trag de la Cotroceni și sistemul lucrează. E drept? E corect pentru Ludovic Orban? Vor fi în competiție amândoi și va fi Care competiție, domnule Stolojan? O să vedeți. Va fi o competiție. Ați văzut că am fost drăguși de Turcan, nu v-am întrebat nimic. O să fie o competiție foarte serioasă. Ce schimba vorba? Vreți să vă întreb de Turcan ceva? A ajuns pe munca ei ce a ajuns. A ajuns? Păi sigur că pe munca ei, că nu pe munca mea, că eu n-am muncit toată viața, n-am făcut nimic, am pus întrebări. Da. Dar totuși, lacune mari la geografie, punctele cardinale nu le știe. A fost, haideți că, nu, cum puteți să aici vă imaginați că fiată, ia. Poftim? Adică, nu puteți să vă imaginați că nu știe punctele cardinale. Bun, atunci vârsta, că nici acolo nu știe cu vârsta câți ani are. Ca orice doamnă, iar aia este antologic. Ca orice doamnă. Aia se culcă viu, se trezește mort. Sănătos, se trezește mort. Vă mai sună? Vă mai consultă când momentele grele? Da. După mine are părțile cele mai grele la ora actuală de reforma pensiilor și asistenței. Mie vine să-i plâng de milă când vă văd cum vorbiți despre ea, săracă. De ce? Păi ce greu e. De parcă eu am vrut să fiu ministrul muncii. Săracă? Poftiți? Am folosit eu cuvântul săracă? Eu l-am folosit, că mă uit la gențile alea scumpe, vă dați seama că a dat toți banii pe genți. Păi acum pot fi mai rău, să știți. Nu, dar adică ce sunt fac, drăguți. Poftiți? Ce să facă cu, totuși cu banii? Care e ministru, are o leafă de ministru, nu? Păi nu, le-a luat până să fie ministru. Era deputată. Asta zic. Eu n-am zis să nu facă, dar totuși numai cimiciu de alea. Să ia și o geantă de asta de la o sacoșă de vinil. Știu, o sacoșă de rafie. Nu mă pricep, ori fi din astea făcute în China. Bun, vă consultă sau nu? Discutăm. Discutăm despre, mai ales că la emisiunile, posturile de televiziune, vedeți că pisează problema pensiilor și... Ce ar trebui făcut în materie de pensii în România? În materie de pensii? Da. Singurul sistem care ne salvează e sistemul de a-ți constitui propriul fond de pensii în timpul vieții active. Ce frumos a zis, dar nu vi se pare că liberalii ăștia pe care i-ați adus la putere vor să ne scoată la pensie la 80 de ani? Nu. Cum nu? Nu, e o aiureală ceea ce se discută în presă. La 78. Deci, România e la 65 de ani. Da? Așa. Dacă... Ceea ce s-a scris în PNR e următoarea, o corelație care se urmărește în toată lumea. Speranța de viață și vârsta de ieșit la pensie. La noi este exact pe dos. La noi speranța de viață e cu 5 ani mai puțin, să ieșim la 70. Categoric. Nimeni nu spune că să ieși la 70. Spune, dacă vrei să mai muncești între 65 și 70, eu vă dau, am cunoștințe care mă roagă acum să intervin ca să se întâmple. Deci, între 65 și 70... Dacă dorești să mai muncești, îl anunți pe patron și obligat să te țină. Mm-hmm. Bun, obligat. Adică poți să muncești fără să depinzi... Nu că... iese fum fără foc. Stați puțin. Stau. Iar punctul meu de vedere este următorul. Dacă patronul dorește, să poți munci și peste 70 de ani. Mm-hmm. Nu să te oblige să ieși la pensie la 70 de ani. Dumneavoastră ați vrea să mai munciți? Eu...
Am 78 de ani, împlinesc în octombrie. 77, dar muncesc. Dar eu muncesc. Mergeți cam Ceat, cam mergeți în Alaska. Nu, lăsați, aia e vara. Odată iau și eu concediu ca toată lumea, dar eu am investițiile, urmăresc. Păi nu, sunteți patron, munciți ca patron, nu, n-am angajat, acționar. N-am angajat. Sunt propriu, n-am angajat, sunt propriul meu patron, dacă vreți. Vedeți, de-aia trebuie din când în când, cine nu are bătrân să-și cumpere, nu în sensul acela, că nu bătrân, seniori. Așa că de-aia pe domnul Stolojan trebuie să-l invităm din când în când să ne spună ce fac ăștia cu PNRR-ul, de exemplu. Eu nu înțeleg nimic din ce propun ei. Putem discuta, dacă vreți, dar putem discuta, sigur. Despre cultură, de ce nu zic nimic ăștia PNRR? Aveți băiatul noastră, fata noastră, au studiat la școli. Da? Sunt oameni care iubesc cultura, care călătoresc și asta. De ce în PNRR-ul ăștia? Săraci ăștia de liberal nu spun nimic despre cultură. Dar sunt acolo, mi se pare, cu... La ce pagină? Bun, nu pot, sunt 1200 de pagini. Sunt despre... Ați auzit pe cineva în pandemie să vorbească despre cultură, domnule Stolojan? Reabilitări de biserici, reabilitări de mănăstiri, sunt acolo proiecte prevăzute. Da, se vopsesc tăblițele unde se pun lumânări la morți și la vii. Trebuie și alea. Despre ce vreți să mai vorbim, că mai avem un minut? Păi... În un minut vreau să vă spun următorul lucru, că, din păcate, lumea are așteptări foarte mari și eu le am foarte mari și ritmul de realizare e ăsta care este în România și, cum zicea cineva odată, între vis și realitate e penumbra întotdeauna. E adevărat. Când veniți la emisiunea să vorbim? Înainte de congresul PNL sau după? Să facem politică. N-am avut prea mult timp așa. Mai aveam vreo 10 minute de imagine excepționale cu noi doi la Mării Stupeșoara. Când vreți. Să vedeți ce ziceau Cataramă și Crin Antonescu despre dumneavoastră. Mai avem timp? Hai să dăm din... Deci, n-avem Crin timp. Antonescu nu e un reper. Nu știu, e dictatura asta la producătorilor, la patroni. Nu poți să spui nimic la... Îți bagă pumnul în gură când vrei să spui ceva. Crin Antonescu nu e un reper pentru... peneliști. Păi cum nu e? Dacă nu era Crin Antonescu, PNL nu mai exista de mult. Crin Antonescu e cel care a făcut acel USL un dezastru. Mm-hmm. Și sigur că faptul că s-a... Domne, a fost bun Valeriu Stoica, în schimb. Că dacă îi măsori avere acum, din ce a făcut zeci de milioane de euro? Valeriu Stoica? Da, Crin Antonescu trăiește din ce a economisit. Soția. Nu din soție, o fi stând și el bani. N-a fost bun Crin Antonescu. Hai că m-am enervat la final. Valeriu Stoica are firmă de consultanță. Are firmă de consultanță. Puternică. Păi vedeți cum istoria, cum i-a făcut pe unii milionari, sute de milioane de euro, iar Crin Antonescu, care a făcut politică și atât, n-are... Bun. Păi... Păi cum bun? Păi cine nu puteți să-mi dați exemplu că n-a fost bun Crin Antonescu? Nu, n-am spus că n-a fost. Nu e un reper. Păi este un reper, că a fost cel mai bun șef al PNL. Totuși, după dumneavoastră, sigur. Păi nu fi fost Valeriu Stoica sau Ludovic Orban. Valeriu Stoica a făcut un PNL instituțional, care e un mare lucru. E adevărat. Hai că o să continuăm în septembrie, să vedem ce va fi până atunci instituțional. Unii sunt cu milioane, alții sunt cu ghinioanele. Are o firmă de avocați care merge foarte bine. Prăpăr, de unde o merge firma de avocați foarte bine? Din probleme, uite, soția dânsului, probleme. Soția dânsului, de exemplu, e un arbitru internațional. Nu cunosc, nu știu ce e soția. Nu, dar nu mai dați exemplu de asta, că nu e. Cine a mai fost șef al PNL? Cine a mai fost? Un dezastru și Tăricianu, nu? Că a fost șef al PNL, nu? A fost. Hai că vă vede. A fost. Cum a fost ca șef al PNL și ca prim-ministru? Păi, din păcate, Tăricianu a renunțat la obiectivul care era al Alianței DEA de a face o forță politică pe partea dreaptă. Și ca prim-ministru? Ca prim-ministru a avut noroc pentru că economia mergea bine. Până a venit criza. Domnule prim-ministru, mulțumesc mult că ați participat în această seară și ne vedem. Câțu sau Orban? Iertați-mă că vă...
trebuie. M-am explicat că nu pot să emit o părere. Cred că mergeți pe Orban, părerea mea. Sunt președintele Comisiei de Organizare. Și de ce nu organizați în septembrie dacă tu sunteți președinte? De ce nu organizați în august? Că România are de suferit din cauza acestei bătălii. Pentru că e un proces de alegeri care se desfășoară de la comune, orașe, municipii, județe. Dom'le, să mai tăiați din comune. Mulțumesc mult, a din fost comune Teodor... trebuie tăiat, să știți, la greu. Din poftim? Trebuie tăiat din comune la greu, că sunt comune cu 1500 de oameni. Am rămas... Acum tăiem și comunele. Păi trebuie tăiate după ce din ele, pensiile unite, nu... de fapt... Unite, făcute unite, sub sigur. O umbrelă, că n-ai cum să tai, să dăm casele. Da. Mulțumesc mult, Teodor Stolojan. În partea a doua emisiunii stăm de vorbă cu... președintele Academiei Române, domnul Aurel Pop. Pauză.